Dencil, atac la adresa lui Iohannis, un nebina de guvern, anuna ce avem o situație apocaliptică. Cifrele care demontează criticile președintelui. Premierul Viorica Dencil a afirmat, joi, la începutul subliniere din cei de guvern ce, de subliniere i presubliniere din tele Klaus Iohannis a anuncat la începutul săptămânii ce avem o situație apocaliptică. Institutul Național de Statistic INS a spus miercuri ce în martie 2018 a fost cea mai mare resubliniere tare a puterii de cumpărare după 1990. De subliniere în această săptămână domnul presubliniere din Iohannis a anuncat ce avem o situație apocaliptică în ceea ce prive subliniere de rezultatele economice din primul trimestru, iar ce ieri INS ne-a anuncat ce în martie 2018 a avut loc cea mai mare resubliniere tare a puterii de cumpărare a salariilor din România, atât fac de luna februarie, luna precedent, cât sublinierei după anul 1990, a afirmat Dencil. Premierul a menționat ce INS a anuncat oficial ce venitul mediu din România a crescut cu 8,7 în martie 2018 fac de februarie 2018. În acea subliniere i perioadă, inflația a fost de 0,3, rezultând astfel o resubliniere tare a puterii de cumpărare de 8,4. Datele oficiale au confirmat de asemenea ce februarie 2018 a fost luna cu cel mai redus subliniere omaj din România, subliniere i anume 3,94, a arătat Dencil.